Vă salut, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, omul care promovează Maramureșul. Astăzi o să vă arăt cum fac un ornament de grădină. O să vă arăt din ce îmi confecționez eu un ornament frumos de grădină. Sper să-mi și reușească. Am o creangă de măr, după cum vedeți. Aici am o creangă de măr din grădină, când am curățat în iarnă. Meri, o creangă frumoasă, cu mai multe ramuri, pe care o să o folosesc ca și ornament. Aici am un butuc de lemn pe care tocmai ce l-am tăiat. O să-l folosim ca bază pentru ornamentul nostru. Mai am niște mușchi pe care l-am adus din pădure. O să ne folosim de holșurube, de niște lipici, de niște poxipol. Aici am cumpărat două pungi de jucării. O pungă e cu animăluțe, iar cealaltă pungă e cu păsări. Se găsesc la magazinele de jucării pentru copii. Acum eu o să încerc să fac din aceste obiecte, o să fac un ornament frumos de grădină. Așa cum am spus, sper să-mi și reușească. Haideți să-l facem împreună și la sfârșit să vedem ce reușim să facem. Acum să știți că un astfel de ornament de grădină nu e foarte ieftin ca să-l faci, pentru că și materialele astea te costă. De exemplu, pe o pungă de aia micuță de jucării cu păsări o costa 20 de lei, cealaltă pungă o costa 17 lei, deci 37 de lei, plus că am mai dat 23 de lei pe lipici, plus holșurube. Acum creanga și buturuga nu se mai pune în calcul că am avut-o eu în grădină, dar un astfel de ornament de grădină te costă undeva la vreo 70-80 de lei, deci nu e chiar atât de ieftin să faci un ornament de grădină, plus timpul tău, 3-4 ore de muncă pentru cei care tot timpul se găsesc să comenteze aiurea. Deci nu e chiar așa simplu de făcut. Acum să trecem mai departe, sărim peste asta și o să facem împreună pas cu pas, așa cum am zis, să vedem ce ne iasă. Așa cum v-am spus, oameni dragi, eu am cumpărat de la magazinul de jucării. Sper că se și vede. Punguța aceasta de animăluță a fost 17 lei. Acum eu am cumpărat ce am găsit, pentru că nu se prea găsesc nici de astea. Aici din nou pungă cu păsări. O costa 20 de lei. Deci astea două le-am găsit, erau ultimele. Și din astea o să încercăm să facem un ornament frumos, așa cum v-am zis, din buturug, aceea din ce mai avem la îndemână prin curte. O să ne apucăm și o să facem un ornament frumos. Acum o să mă apuc și din creanga de lemn, o să-mi tau câteva crengi mai micuțe. Aici o să-mi tau bucata aceasta, o să tau jos de aici, o să-mi tau câteva ramuri. O să tăiem câteva ramuri. Tăiem jos, nu știu cum să fac ca să putem lucra, să se și vadă. Am tăiat o bucată de creangă, numai că fiind uscată deja se taie foarte greu. Asta o să o folosim acolo și asta o să mai tăiem una două. O să ne mai tăiem una. Mai tăiat una și asta o să folosim și asta. Am terminat de prins prima creangă, oameni dragi. Am prins-o pe buturugă, o să mai prindem încă una. Tot așa o să mai prindem una și în cealaltă parte. Iar apoi o să ne apucăm și o să punem
pe Buturugă, o să vedem cum punem păsările și animăluțele. Am terminat de prins și cea de-a doua buturugă. Acum mi-e un pic mai greu că filmez singur. Era bine să fie cineva care să mă filmeze de aproape cum facem. Deci ideea e că pe buturuga de lemn am pus mușchiul de pământ. Am prins 2-3 crengi uscate. Acolo o să punem păsările. Iar jos pe iarbă o să punem animăluțele. Acum sper să reușim să se vadă. O să începem să montăm. O să începem și o să montăm din păsări. Șoimul acesta o să-l punem aici, chiar în vârf. Sper să și reușesc. Sper să și reușesc să-l montez bine. Așa, uitați ce frumos stă. O să vedem fiecare pasăre ce facem, cum o montăm. Să vedem unde punem și pelicanul. Acum pelicanul acesta, eu m-am gândit să-l punem aici. Sper să reușesc să-l pot prinde. Aici ar fi cel mai bine dacă aș reuși să-l prind. Ia ce fain am reușit să-l prind și ăsta. A ieșit super. Am să pun și papagalul pe ramura din mijloc. Numai că la papagal va trebui să fac un pic de epoxy pol, să-l lipesc, pentru că nu am de ce să-l prind. E un pic mai greu să-l montez. Celelalte păsări au la picioare suport, unde pot să bagi holșurub, dar papagalul din păcate nu are și atunci va trebui să fac un pic de epoxy pol să-l lipesc sau să văd cum reușesc să-l prind. Și cred că șoimul acela o să-l mut în altă parte. Acum normal papagalul n-ar avea ce să caute între șoim și între... Dar fiind un ornament o să lăsăm așa. Eventual poate o să mut șoimul pe cealaltă ramură, mai în margine. Da, am reușit cumva cu mare greu să prind și papagalul. Acum să vedem ce mai facem, cum mai reușim să le centrăm și celelalte. O să încercăm acum să montăm și pe unul. Să vedem cum reușim. Acum așa cum v-am zis, e un pic mai greu în momentul în care ești singur și te chinuiești un pic. Sper să se vadă aici. Nu știu dacă o să se vadă, dar sper să se vadă. Stă bine acolo, dar verificăm și vedem. Se vede destul de bine. Eu zic că e ok acolo. No, am terminat cu păsările. M-am chinuit un pic. Acum le-am și lipit unele dintre ele. Unele le-am prins în ulșurub pentru că mi-era mai ușor să le prind în ulșurub și stau mult mai stabil. Acum o să începem la animăluță. No, oameni dragi, cam așa vreau să le aranjez. Le-am pus numai din mare, nu-s fixate. Le-am aranjat un pic să văd, să-mi fac o idee cam cum ar fi să le pun pe suportul de lemn, care unde ar veni locul. Eu m-am gândit cam așa ar fi cât e cât ideal să le pun. Acum rămâne să văd și cum le pot prinde acolo, pentru că animăluțele nu au suport la picioare și atunci e mai greu de le montat, trebuie să fac foxipol. Să le lipiesc cumva, să văd cum reușesc, dar ideea e că așa o să le lipim, o să le lipiesc toate, iar când îți gata, revin. Eu, oameni dragi, am montat aproape tache, mai am doar berbecul acela
Să-l montez, o să fac un pic de epoxy-pol. Pregătim aici o soluție ca să putem să-l lipim. Asta o să-l lipiesc. Doar că o să-mi fie un pic mai greu. Îl lipesc și după aia revin. Nici nu știu cum să stau ca să se vadă. Oameni dragi, acesta este ornamentul făcut de mine. Sper să vă placă. O dura cam o oră jumate până l-am făcut. Așa arată. Cu siguranță la copilași o să le placă. Pentru că eu zic că a ieșit ceva foarte frumos. O să-l punem în curte lângă celelalte ornamente. Uitați ce frumos. Eu zic că merită încercat, chiar dacă te costă vreo 2 bănuți. Dar e ceva frumos, ai așa ceva frumos în curte, mai ales dacă aveți copilași, puteți să faceți lucru manual împreună cu ei, să construiți împreună cu ei astfel de ornamente. Cu siguranță le-ar face mare plăcere la copii. Eu zic că e și destul de frumos, un ornament frumos, de grădină. Nu te costă decât să cumperi o pungă, două, de jucării de la magazinul de jucării de copii, o buturugă de lemn sau o creangă de lemn cu mai multe ramuri și iese o minunăție. Oameni dragi, sper să vă placă, sper să vă fie utile aceste filmulețe. Dacă vă plac aceste filmulețe, vă aștept pe canalul meu de YouTube, pe canalul de YouTube Sandu Gospodaru, omul care promovează Maramureșul. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine rău la nimeni.